mattina. Bă, nu, cineva e, cineva e. Bella ciao, bella ciao. E mamă, mattina, dacă mai întrebarea cine e acolo afară. Sono alzato. Io ho trovato l'invaso. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit la un nou prank. Nu cred că ați mai asistat la un clip așa bun de foarte, foarte mult timp. Îmi pare rău că n-am mai făcut prank-uri de genul, dar am fost și eu prins cu alt. Astăzi este ziua lui Teo 10, nu, la noapte ziua lui Teo 10. Astăzi este 24 septembrie. Pe 25 septembrie este ziua lui Teo 10, ziua în care voi veți vedea acest vlog. Deci scrieți-l la mulți ani în comentarii, pentru că astăzi este ziua lui. Ce m-am gândit eu să fac? Deci există un grup cu tovarășii lui din cartier cu o surpriză. Ei au avut o mică surpriză pentru el, să meargă cu tort la 12 noaptea. Classic. Bine, de fapt lui nu i s-a mai întâmplat astfel de lucru să vină cu surpriză la 12 noaptea cu tort, știți cum se poartă. Dar eu am intrat pe acel grup, am făcut puțină ordine și am zis, băi, dacă tot mergem și facem surpriză, hai să o facem ca lumea. Adică totul a pornit de la o mică idee de-a mea și a degenerat puțin, vă explic imediat. Am fost la capătul lumii, jur, am fost în celălalt colț al orașului să iau 10 măști de Dali. Din astea, din Casa de Papel, toată lumea știe, nu cred că există persoană să nu recunoască acest personaj în urma serialului Casa de Papel, Money Heist. Mi-a venit mie o idee să ne costumăm cu aceste măști, să ne îmbrăcăm toți în negru cu hanorace cu glugi. Și ce credeți? M-am gândit să îi contactez și pe prietenii de la Airsoft ieftin, să mergem să luăm și niște arme, ca la 12 noaptea să intrăm direct peste el așa, să-l punem pe burtă, să-l speriem. Ideea e că el la 12 va fi live, ce credeți? Tocmai a anunțat acum vreo 2 ore pe Instagram că vrea să facă un live și să stea până la 12 noaptea, mai mult decât de obicei, pentru că la 12 noaptea va fi ziua lui. Momentul în care la 12 noaptea noi vom intra cu măștile, cu armele, îl vom speria și vom vedea reacția. Cred că o să fie o reacție tare rău de tot. Bun, haideți că avem de alergat. Am demers vreo 30 de kilometri până la Airsoft ieftin în Balotești, așa că hai să-i dăm bătaie. Sper că apreciați efortul pe care îl fac pentru voi, să vă aduc un zâmbet pe buze, și efortul pe care îl fac pentru Teo, să iasă o surpriză ca lumea. Deci nu uitați să băgați un like, un com și un share, să vadă și prietenii voștri și hai să-i dăm bătaie. Habar n-am unde am ajuns. Luca mi-a dat pusetă-ți. Ia stai că mă sună Luca. Bro, sunt în mijlocul pustietății și nu se... Ajuns, mă? Am ajuns, da. Dar tu unde ești? Mamă, ia vedeți Airsoft mobilul. Bine. Te pup, Luca. Ce faci, man? Foarte bine, băi. Mamă, ia vedeți aici. Deci mă simt ca... Vai, cum arată, nu pot să cred. Tu îți dai seama ce nebunie o să iasă? Deci de fiecare dată când mă suni, urmează să iasă cu haos. Păi urmează să iasă cu haos. Băi, deci nu pot crede, iar băieții de la Airsoft ieftin ne-au sărit în ajutor. Vă mulțumim din tot sufletul. Aveți aici Instagramul lor pe ecran. Găsiți orice armă Airsoft, vă vedeți pe Call of Duty, oriunde vedeți, o găsiți în varianta Airsoft. Vă puteți cumpăra de aici, credeți-mă, băieții sunt cei mai profi de pe piață. Prima singură problemă, dacă te oprește poliția. Dacă mă oprește poliția, nu știu cum o să. Mare shout out Airsoft ieftin, dați-le un follow pe Instagram. Nu pot să cred, deci credeți-mă că prank-ul ăsta nu ieșea așa fără ei. Dima, e farsa completă acum, credeți-mă. Mamă, băieți, hai să-i dăm bătaie. Deci uitați-vă doar până unde am venit ca să iau aceste arme. Am venit până în Balotești la Hermizone. Fac o oră și un sfert până acasă. Sper că apreciați efortul pe care îl fac ca să vă aduc un zâmbet pe buze. Bine, și pentru Teo fac asta, credeți-mă, ca să iasă o surpriză mișto. Hai să ne dăm bătaie că mai avem treabă. Până la urmă am ajuns să luăm și cadou, suntem la Capodopera. Suntem aici cu Armand. Mamă, deci de când am intrat am văzut tricourile astea, colecția nouă, Inomugnit sau Inomugnit. Deci sunt geniale, uitați-vă. Și tricoul ăsta cu Kanye, gen fix pe ăsta am vrut să-i luăm lui Teo, dar dacă tot îi facem surpriza cu Casa de Papel, ia vedeți aici colecția asta nouă, Casa de Papel. Ce zice, se potrivește temei? Nu, vă glumim. Pe asta o să-i luăm că e foarte, foarte tare. După ce o să-l trântim la pământ și o să îi facem surpriza asta, să-i facem și o surpriză frumoasă, să-i luăm un cadou. Deci dacă vreți cadouri finesse, trebuie să veniți la Capodopera, că aici găsiți ce trebuie. E senzație. E senzație. Bă, nu-mi vine să cred că se întâmplă, frate. Uitați aici, e 23:19. Teo e live, încă e live, e cu Cesima, Cesima care este complicele nostru. Ajung în 4 minute, mă văd cu băieții. Cred că o să iasă tare rău, tot sau o să iasă o prostie, nu știu încă. Deci, sunt curios rău, tot am niște emoții, jur, zici că dau bacul. Chiar sper să iasă bine, că m-am chinuit o grămadă să alerg după tot ce e nevoie și să-i organizez pe toți băieții.
Hai, ne vedem de la Teo. Da, Dragoș? Da. Deci fiți atenți, intrăm peste el. El o să fie live, da? Intrăm peste el, îl imobilizăm. Eu vreau pistolul ăsta. Îl punem în pat. Da, tu iei pistolul ăla. Intrăm toți cu măștile, fiecare o să aibă câte o armă, îl punem în pat și îndreptăm toate armele spre el să se sperie ăștia de pe live. Poate sunt la poliție, vă vezi asta? Jos, mă, bă, lasă asta, mie tot de bunică să mi-e frică. De bunică și mie mi-e frică de bunică să știți ce zic, că e nenorocire cu el, am auzit. Să-i zicem să-i bagi ceva înainte. Și după aia intră din spate fetele și așa cu confeti, cu dolari, cu euro. Am luat confeti cu euro. Confeti, mă! Ceva, e pistol, bravo! Vreți pistol? Și au și de-alea de suflat, am luat și de-alea. Da, și de-alea, suflat fluier. Și cu baloane, cu 23 sau 22. Avem și cu 22 și cu 23, că nu știm sigur să facem. Da, hai să ne organizăm. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Ce ai luat acolo? Ce armă ai? Bă, o armă pe care și urmează să o cumpăr, că e prea mișto. Da? Ia uitați, frate, cât suntem. Auzi, dar ești încărcată sau? Nu, nu, nu. Deci YouTube sunt arme de jucărie, da? Nu uitați, sunt arme de jucărie. Hai că de jucărie sunt. E sei un moio da partigiano. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e sei un moio. Bun, băieți, dați un like pentru cel mai tare prank de pe YouTube. Mai sunt câteva minute și intrăm peste el. Se pelire sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se pelire. Immagina cu mine. Deci fiți atenți, până nu donați aici, ca lumea, nu, nu îi dăm drumul lui Teo. Cine mai e aici și eu? Dacă mai dă un reform adevărat. Ce faceți? Hai muzic, bă. Versiul. Bă, păi voi mi-am făcut ziua seara asta, bă, mi-am făcut mâine sau? Bă, dar cu scuze, dar am văzut eu mâine mai. Găsi-ne cadourile, viețile. Nu le-am adus noi, bă. E doar de la ce ziua. Ia-s curios de reacție, dacă-ți place. Hai. Sunt versatil, nu vă trească ție. Băi, nebun. Ta rău de tot. Mă, mă, prind pe live. Și tu știi pe live, stai răspunzi la mine la story? Păi, am simțit eu că, băi, era grătarul pornit. Era grătarul pornit. Ia vedeți ce a pus arma la story. Ia de să... Uite, a pus arme, ești nebun, păi ce... Și acum 20 de minute, și ce făcea el cu armele, ești nebun? Bă, arma, ce pui mă la story? Și a pus și pe close, pe mine, nu mare la close. Băi, băi, sper că v-a plăcut prank-ul nostru. Ia vedeți aici. Câte persoane are pe live, cum văd? 4.000 de persoane pe live la 12 noaptea, sunt nebuni. Bă, cine face cura asta? Sunt alzat-o. Bella ciao, bella ciao. Sunt pur mesajele aici astăzi nebun. Băi, vă mulțumesc mult de tot, frate. Bă, nu mă așteptam să fie așa. Sunt alzat-o. Mă așteptam un montre, un tima să vină acest. Eu trovato l'invasor. O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morire.